Bună din nou! M-am hotărât așa în cam 3 secunde, am stat mult și m-am gândit, că ar fi cazul să fac un clip cu un haul în care să vă arăt ce mi-am cumpărat astăzi de la Cosmetics Beauty Hair de la Room Expo, pentru că nu am mai făcut de mult un haul și pentru că am cheltuit o grămadă de bani, am zis că ar trebui să, înainte de a mă bucura de produse, să vă arăt și vouă ce mi-am luat. Și pe lângă produsele pe care le-am cumpărat astăzi de la târg, o să vă mai arăt și ce mi-am luat din colecția nouă de la Inglot și câteva rujuri lichide de la NYX. Așa că stați alături de mine și să vedeți ce mi-am luat. Înainte de a vă arăta produsele, să vă explic cum stau lucrurile. Când vine vorba de un târg de beauty, noi suntem așa un grup de gagici care mergem de fiecare dată împreună și ne cam încurajăm una pe cealaltă să ne luăm produse. Uite, ia-ți-l pe ăla, că e super fain, că l-am încercat eu, ia-ți-l și pe ăla, că nu știu ce. A, stai că eu l-am pe ăsta, ia-ți-l tu pe celălalt, am nuanța nu știu care și totul când vine vorba de machiaj. Suntem 4 gagici, toate make-up artiste. Și uite așa ajungem să cheltuim niște bani frumoși la târgurile astea, dar zic eu că îi cheltuim cu cap, pentru că de fiecare dată ne luăm lucruri noi pe care nu le avem și trebuie să le încercăm, să vedem cum funcționează și să le folosim mai departe în kitul nostru pro. Și mai apoi sunt produse care ne plac foarte mult și le-am terminat sau vrem să ne mai cumpărăm și mai multe să avem în kit. Produse de care suntem mulțumite și vrem să le folosim în continuare. Eu astăzi mi-am cumpărat niște lucruri pe care nu prea le-am avut până acum, în afară de produsele de la Melchior. Și o să vă arăt ce mi-am luat. Și o să încep așa. Pentru prima dată mi-am cumpărat ceva de la Andra Cosmetics. Până acum n-am mai cumpărat nimic. Nu știu de ce n-am mai cumpărat nimic, pentru că am văzut că are niște produse super interesante și chiar prețurile sunt foarte ok. Și să vă arăt ce mi-am luat eu de la ea, pam pam, Hourglass. Mi-am luat această paletă cu o pudră și două iluminatoare pentru tenul mai deschis la culoare și mai închis la culoare. Acesta este așa o șampanie, dar se potrivește mai mult unui ten cu subton rece, din ce am observat eu, nu știu, acum o să încerc să-l folosesc pe mai multe culori de ten și o să văd cum funcționează. Iar ăsta se potrivește tenurilor bronzate și are subton galben. O să vedem. La o primă atingere, așa, la o pipăire, pot să spun că sunt foarte fine la atingere și nu știu, oferă așa un feeling foarte, foarte mătăsos. Sunt curioasă să le utilizez și să văd cum se comportă pe ten. Și da, cam asta ar fi ăsta cred că a fost primul lucru pe care l-am cumpărat, nu știu. Oricum, n-aveam nimic Hourglass, trebuia să am ceva Hourglass și măcar se spune că dacă funcționează sau nu funcționează, măcar acum știu despre ce este vorba și nu o să mă mai agit atât să-mi cumpăr. Ok? Tot de la Andra mi-am cumpărat și o paletă magnetică de la Make Up For Ever. Nu mai știu unde este cea pe care aveam înainte, am rătăcit-o pe undeva și mi-am luat-o pe asta. E o paletuță magnetică, nimic ieșit din comun. Și asta m-am cumpărat de la Andra. Apoi, am poposit cu bine împreună cu Maria Dumitrescu. Da, 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 te știi tu că din cauza ta am făcut treaba asta, dar cred că am făcut o treabă foarte bună. Mi-am cumpărat două lumânărele de la Yankee Candle, care miros extraordinar, extraordinar miros. Asta se numește Serengeti Sunset și are un miros de citrice. Și cu încă ceva, nu știu exact cu ce. Da, eu nu știu să exprim mirosurile foarte bine, nu prea mă pricep la treaba asta, dar puteți să le să vă duceți și voi la târg în duminică și o să vedeți. Serengeti Sunset miroase extraordinar de bine și proaspăt. Și mai apoi mi-am luat Aloe Water. Asta este seamănă cu un miros
al unei gume de mestecat din copilărie. Îmi aduce aminte de o gumă de mestecat din copilărie. Nu turbo, dar nu știu, mi-aduce aminte de chestia asta și eu practic de asta am cumpărat-o. Pentru mirosul ăsta foarte, foarte frumos. Am înțeles că sunt niște lumânări foarte bune, că persistă mirosul în toată casa dacă aveți chiar și o singură lumânare. O să le încerc și cu siguranță cred că o să-mi placă, pentru că eu zăpăceam întreagă cu lumânările astea, întreaga blogosferă din afară. Mai apoi, am poposit la Melchior, că tot vă spuneam de Melchior, și inițial am vrut să mă duc să-mi cumpăr niște gene false de la Cupio. Doar că la Cupio este o zăpăceală, o aglomerație groaznică și nu mi-a plăcut să mă duc acolo să stau, să pierd, cred că o oră și pierdut, doar să-mi iau niște gene individuale. Și atunci am revenit la iubitele mele de la Melchior, medium, flare medium black. Să știți că se aseamănă foarte mult între ele. Acestea sunt fără nod, cele pe care le utilizez eu, și sunt la fel de încântată ca și sunt încântată de ele la fel de mult ca și de cele de la Cupio. Bun, asta mi-am luat de la Melchior și au o ofertă acum la lacurile de unghii acestea mici, lansate acum câteva zile. Un recipient este 9,90 lei, dacă nu mă înșel, și dacă luați 3, o aveți pe a patra gratuit. Eu sunt super încântată de faptul că au scos mărimi așa mici de 4,5 ml, parcă, din ce am văzut. Da, 4,5 ml. Eu mi-am ales aceste două culori. Mie îmi plac foarte mult lacurile de unghii de la ei, pentru că sunt foarte pigmentate, au pensula. Pensula în sine este foarte, foarte bună și rezistă destul de mult pe unghii. Nici mai găsesc cuvintele, dar revin eu. Da, rezistă foarte mult. Însă aveam o singură problemă. Recipientul era mult prea mare pentru cât de mult utilizez eu lac de unghii acasă. Pentru că, în general, merg la manicurista mea să mi le facă, pentru că nu mă pricep să-mi fac unghiile, doar să dau un lac atât, dar în rest nu știu să fac nimic. Și asta era singura mea problemă cu ele, pentru că recipientul era prea mare și nu apucam să le folosesc. Și atunci treaba asta cu 4,5 ml mă încântă foarte, foarte mult, pentru că pot să-mi iau o grămadă de culori și știu că le voi folosi. Ok, asta este oferta cu ojele, da? 3, plătiți 3 și primiți una gratuit. Mai apoi, tot la Melchior ne-am întâlnit cu Alexia, care Alexia ne-a oferit niște punguțe cu niște bunătăți de la ei, și anume o paletă, cred că este de 12, o paletă magnetică de 12 farturi, eu așa zic că e de 12 din câte știu. Foarte bune paletele de la Melchior, cele magnetice, puteți să puneți în ele atât farturi de ochi, cât și de obraz, pudre, compacte, tot ce ține de refill puteți să puneți în această paletuță. Eu le folosesc când vine vorba de toate fardurile pe care mi le cumpăr în refill, și din țară și din străinătate, toate pe care mi le aduc, mi le cumpăr în refill și folosesc paletele astea, pentru că sunt foarte, foarte ok și sunt foarte subțiri. Mie asta îmi place, că sunt foarte subțiri și pot pune în trusa mea de machiaj mai multe una peste cealaltă și nici nu sunt foarte grele. Deci, vi le recomand. Mai apoi, tot de la Melchior. A, să fără punguța de la Melchior. Așa. Este super, 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 super. Îmi place anemilicul ăla. Așa. Hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem ceva aici. Mai avem încă o ojă și mă bucur că asta este mată, pentru că cea pe care mi-am luat-o eu este cu sclipici. Și e diferită și sunt încântată de ea. Aici așa. Mai apoi. Am mai primit două farturi. Astea sunt. Aici avem white gold și aici avem came rose. Came rose. Sper că zic bine. Păstanul mai aveam.
Pe ăsta l-am deja, dar o să putu să-l fac cadou cuiva care nu îl are încă. O să vedem. Așa, astea sunt produsele de la Melchior. Super produsele de la Melchior. Mergeți, cumpărați-le, testați-le. Urmează să fac un clip în care o să vă spun cum vă creați kitul atunci când începeți meseria de make-up artist și o să vedeți că multe din produse puteți să le luați de la Melchior. Și dacă vă hotărâți să luați produse de la Melchior, de pe site-ul lor, folosiți codul Melchior10 Adela, pentru că veți avea o reducere de 10% plus transport gratuit în toată țara pentru cele care vreți să vă cumpărați orice de pe site-ul lor. O să revin în orice caz cu mai multe recomandări și de asemenea o să las în descriere linkul unui clip în care v-am prezentat produsele mele preferate de la Melchior. O să vedeți că și ăla e foarte fain. Bun, depășind faza cu produsele de la Melchior, o să vă mai zic așa că am descoperit un nou stand pe care până acum nu cred că l-am mai întâlnit la târgul ăsta de la Romexpo. Și chiar dacă l-am întâlnit, probabil că am trecut pe lângă el, Var Vârtej, dar nu știu de ce. Am descoperit aceste genunțe false. Hai că se vede bine, da? Ele se numesc Lash One. Perechea a fost 8 lei. În primul rând că prețul e super. Și ce m-a șocat foarte tare este că astea cel puțin seamănă cu niște gene de la Ardell, foarte, dar nu știu acum număr, eu nu țin minte numerele de la gene, nu. Așa, iar astea seamănă cu unele de la Melchior și vreau să le încerc, să le testez, să văd cum se comportă și dacă îmi plac o să le recomand să le cumpărați. Pentru că, bine, și prețul este unul foarte bun, 8 lei perechea. Bun. Mai apoi. Da. Nu mai știu cum se numea magazinul. Dar este cu glitere pentru manicură, cu pensule de manicură, tot felul de accesorii de manicură și machiaj și așa mai departe. Și mi-am cumpărat de acolo recipiente ca acesta. Hai să vi-l arăt așa. Pac. Și ce vreau eu să fac cu recipientul ăsta? Vreau să-mi pun rujurile aici. Mi-am cumpărat 3 astfel de recipiente. 16 lei a costat unul. Da? Am o problemă. Am o trusă de la Mood pe care o utilizez, dar oricum are puține recipiente. Și în orice caz fiind neagră tot nu le văd rujurile și atunci vreau să mi le pun pe toate pe care le-am, sper să mi încapă în astea 3 recipiente, dacă nu oricum o să mai cumpăr până duminică am timp să mai caut. Și ce o să fac? O să mi le pun pe toate aici pentru că așa le și văd mult mai ușor și de asemenea o să le și folosesc pe toate pe care le am, pentru că în ultima vreme trăiesc cu problema asta, că nu reușesc să folosesc toate rujurile pe care le am, pentru că până le despac, până mă hotărăsc care nuanță, stai că nu mai știu care era, stai că nu mai știu de asta, având și multe același ambalaj, mă încurc în ele. Și atunci m-am setat pe câteva și am început să le folosesc în ultima perioadă doar pe alea. Și m-am enervat și mi-am cumpărat aceste 3 recipiente. Bun, 16 lei unul, repet. Mai apoi, ultimul stand la care am poposit a fost Golden Rose. Mie îmi place foarte mult Golden Rose când vine vorba de rujurile mate. Super! Cred că am toată colecția, o folosesc atât în... Unele din ele le folosesc în trusa mea personală și multe dintre ele le folosesc în kitul pro. Este o colecție de rujuri pe care eu o iubesc efectiv și... nu știu, mereu tind să mă duc înspre rujurile de la Golden Rose. Dar nu doar rujurile sunt foarte ok. Haideți să vă arăt un fard care pe mine m-a dat efectiv pe spate. Nu am folosit până acum farduri de la ei. Am folosit rujuri, creioane de buze, creioane de ochi și de sprâncene, cred.
Așa? Da, mai folosesc câteva produse, dar farduri nu. Și vreau să vă arăt fardul ăsta. Așa, este nuanța 134. Este ceva, nu. Deci este, sper că se vede bine. Haideți să se vede? Nu știu dacă se vede. Ia. Cred că nu bate până acolo. Da, nu se vede pe camera așa cum se vede în realitate, din păcate. Este extraordinar. Poate fi folosit și ca iluminator, are un subton cald. Este o șampanie, ușor duce spre auriu, dar un auriu foarte lejer. E extraordinar. Ca far de ploape și ca iluminator, fantastic. Ăsta chiar o să îl folosesc și abia aștept să fac un machiaj cu el. Nevoie de un șervețel. Așa. Deci, ăsta este fardul, repet, Terracotta Eyeshadow în nuanța 134. Mai apoi. Am aici două lacuri de unghii. N-am folosit până acum lacuri de unghii de la ei, iarăși un alt produs pe care nu l-am testat. Acestea sunt. Aceasta este 26 și aceasta este 34. O să le încerc. Ele par destul de ok la prima încercare. O să văd cum mi se potrivesc, dacă mi se potrivesc. Mai apoi, avem aici, da, un alt ruj din gama Velvet Matte, în nuanța 28 este un mov. Dacă observați că mă tot uit în sus, este monitorul meu de control unde mă văd și eu în timp real. Da, ăsta este movul. În nuanța 28, da? Pe ăsta nu-l aveam, așadar a trebuit să-l iau. Bun, mai departe. Un creion, mat lipstick creion, în nuanța 02. O să vă fac și un swatch la asta. Asta este, da. E tot o nuanță așa de toamnă, foarte, foarte faină. Și de astea sunt foarte încântată. Ăsta, unul din creanele astea, dar un nude, nu mai țin minte nuanța, îl am cu mine mereu în geantă, pentru că îl folosesc zi de zi. Și. Mi-am luat așa, un, se numește Long Stay Liquid Brow Liner. Este un fel de eyeliner pentru sprâncene. Are o peniță, cam așa, da. Oricum o să fac cadre mai apropiate pentru astea. Și o să vedeți că trasează linii ca și un eyeliner pentru ochi și îl puteți utiliza în trasarea linii firelor de păr acolo unde ele lipsesc pentru un aspect cât mai natural. Nu-mi ies cuvintele. Nu-mi ies. Acum, ce să facem? Mai apoi, mi-am luat un creion de sprâncene. În nuanța 308 este cel mai deschis de la ei. Ia să facem așa mai gros ca să se vadă. Așa, asta este. O să le încerc pe toate pe astea, nu le cunosc și încă nu știu exact cum funcționează. Mai am aici, tot pentru sprâncene, un Tinted Eyebrow Mascara. Ce-mi place la ăsta este periuța, pentru că este mică ca periuța de la Benefit, cam așa e, cam la fel e periuța. Acum o să vedem cum se comportă produsul și ce culoare are. Și de la Golden Rose un creion de buze, stai că pe ăsta nu știu, Transparent Lip Pencil, este un creion de buze, cred că pentru a corecta conturul buzelor. Cred că da, nu știu că pe ăsta l-am primit de la ei și nu știu exact. Lip Barrier. Nu. Este pentru a crea un contur transparent în jurul buzelor pentru a vă ajuta în aplicarea rujului. Ok, o să-l încerc și pe ăsta, să vedem. Să vedem cum funcționează. Și tot cei de la Golden Rose, în punguța pe care mi-au dat-o cu produsele pe care le-am cumpărat, mi-au mai dat așa, un port foarte, care arată așa,
Este foarte micuț și foarte drăguț. Puteți să-l purtați cu voi în poșetă. De asemenea, un pix care arată ca un ruj. Și este super, super interesant. Și se desface așa de aici. Pac. Și scrie. Da. Am făcut swatch și la pix. Așa. Și în afară de aceste două, vă mai oferă și un carnețel. Un carnețel, e o agendă, da, în care puteți să vă notați orice vreți voi și arată și drăguț. După care am mai primit, a căzut, după care am mai primit oil paper control, are 100 de bucăți, scrie aici, nu știu exact cum arată, ia să vedem cum arată, da, ok. Pac, pac. Ok, bun. Astea sunt de la Golden Rose. A, da, și mai am două mostre de fond de ten. Mostre de fond de ten. De BB Cream Beauty Balm. Și Makeup Primer. Pac. Și pe astea le-am primit. Ok, foarte darnici cei de la Golden Rose. Așa, o să încep produsele și o să văd care mi se potrivesc cel mai bine. Și cam asta este ceea ce am cumpărat. Scuze. Nu știu dacă se vede la cameră. Eu am un glitter pe ploape. Am cumpărat un glitter de la... De fapt, am cumpărat două. De la AHA Beauty. Produse profesionale pentru saloane de înfrumusețare. Așa se numesc. AHA. AHA Beauty. Am cumpărat aceste două glitere. Unul este cel de pe ploape. O să vă fac swatcher cu aparatul mai de aproape ca să vedeți cum sunt. Se pare că pot fi folosite atât în manicură, cât și în machiajul profesional. O să vă arăt exact cum arată. Bun, și să trecem mai departe. Spuneam că o să vă mai arăt ceva de la Inglot, din colecția nouă și de la NYX. Hai să începem așa, cu Inglot. Și o să facem în felul următor. Am două rujuri și două farburi. Hai să începem cu rujurile. Mi-am luat din colecția nouă Water Spice, pare că se numește, colecția de toamnă. Și mi-am luat rujul 445 și 443. Și o să vă fac și swatch-urile ele. 445 este acesta. Așa e. Și culoarea lui este aceasta. Ok. După care mi-am mai luat rujul, spuneam, 443. 443, care arată cam așa, este mai gri puțin, are mai mult gri în compoziție și este de fapt un mov mov gri, așa arată ăsta, este ăsta de aici, așa, bun, astea sunt cele două rujuri. Și mai apoi, pe asta nici nu le-am desfăcut odată când le-am cumpărat să verific nuanțele și le-am păstrat tocmai pentru un astfel de video. Încă nu le-am terminat pe cele pe care le-am asemănătoare și am zis că nu le desfac încă. Așadar, aici am nuanța 299. Asta este. Și mai apoi nuanța 298. Este un pic mai închisă decât... Asta e 298? 299. Da? Astea sunt. Ok. Și asta este cu Inglotul. În colecția nouă o să vedeți că mai au și creioane de buze, cred că 5 sau 6 nuanțe. Rujurile sunt mai multe. Am pus eu la un moment dat o poză pe Instagram, chiar când am fost la eveniment, cu întreaga colecție. Mai au de asemenea și pudre.
și sunt toate în nuanțele acestea tomnatice care se poartă acum. Eu zic că merită să le încercați. Folosesc rujuri de la Inglot, cât și farduri de când m-am apucat eu de machiaj și chiar sunt încântată de ele și prețurile sunt foarte, foarte mișto la Inglot. Bun, mai apoi. NYX. Și cu asta o să termin. De la NYX mi-am luat, când s-a deschis Park Lake, în magazinul din Park Lake, mi-am luat 4 rujuri lichide din gama Suede. Opa, acestea două sunt din gama Suede și celelalte sunt din Lingerie. Lingerie, cred că am zis bine. Bun, acum, cu astea două nu prea am pac din gama Suede. Pe acesta, în nuanța 12, ăsta, îl am acum pe buze. Nu știu ce se întâmplă, el rezistă mai mult pe conturul buzelor decât în centrul acestora. Haideți să vă fac și un swatch. Asta e, deci culoarea este extrem de frumoasă. Doar că în momentul în care încerc să-mi umezez buzele sau să le apropii, nu știu dacă acum s-a luat, se vede, se duce culoarea din centrul buzelor și mă mai trezesc din când în când cu bourbonele pe buze și mai am un pic și le mănânc. Asta nu e ok și în special culoarea asta face treaba asta. Culoarea asta nu are probleme cu bourbonelele și nici nu se îndepărtează atât de mult din centrul buzelor. Asta e mai ok. Așa, asta este nuanța. E păcat pentru că sunt extraordinar de frumoase nuanțele și în același timp chiar, nu știu, au consistență foarte, foarte mișto și sunt foarte pigmentate. Și îmi pare rău că nu mă înțeleg cu ăla, cu ăsta în mod special. Bun, mai apoi, astea două îmi plac foarte mult. Le folosesc și în kitul Pro. Hai să vă arăt așa, nuanța 12 este aceasta de aici. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Asta este. E extraordinar de faină. Și mai am una în nuanța 04 și este asta. De aici. Cu asta mă înțeleg mult mai bine, de asta am zis că le și folosesc în kitul Pro, asta pentru că nu vreau să pun culoarea asta din gama Suede pe buzele unei cliente și să se trezească după o oră că nu mai are ruj. Aici nu avem probleme din gama Lingerie, chiar nu avem probleme cu dispariția lui după puțin timp, în schimb au tendința să usuce foarte tare, mai tare decât alte rujuri lichide pe care le-am folosit până acum și sfatul meu este să aplicați în centrul buzelor un balsam, să aveți mereu un balsam cu voi și să-l aplicați. Asta pentru că o să vă ofere din nou elasticitatea naturală a buzelor, dar ca și culoare rezistă și nu prea pleacă de pe buzele până la finalul evenimentului la care merg clientele mele în general. Bun, cam asta este clipul de astăzi, da? Verificat toate produsele pe care vroiam să le arăt. Pentru produsele de la Romexpo, dacă v-a plăcut ceva din târgul de la Romexpo, să știți că acesta este deschis până duminică, da? Până duminică, programul este de la 10 la 6 seara, iar duminică este doar de la 10 la 16, cred, sau 14. Se termină un pic mai repede duminică. În orice caz, merită să mergeți la Romexpo să vedeți ce se întâmplă pe acolo, mai ales dacă sunteți iubitoare de beauty. O să găsiți și promoții și da, cam asta este. O să fac acum cadrele apropiate să vedeți produsele mai de aproape și ne vedem data viitoare cu un clip nou. Nu uitați să dați subscribe și share ca să vadă și alții. Pa, pup! Pa, pa!